Eu sunt decis să câștig colegiul. Asta e obiectivul meu. Să câștig colegiul 1 Bistrița. Va fi cel mai mare număr de voturi. Va fi ușor? Va fi greu? Nu va fi ușor deloc, fiindcă mă bat cu USL-ul. Dar USL-ul, în momentul de față, beneficiază de oarecare avantaj. El la guvernare, merge pe o campanie bazată pe promisiuni, care, din păcate, în perioadele de criză, manipularea de felul ăsta ține, prin urmare va fi destul de greu. Eu o să mă bazez pe faptul că o să transmit oamenilor un mesaj foarte clar și sper să ajungă mesajul la fiecare. Îmi doresc foarte mult să se identifice pregnant că o nouă generație de politicieni trebuie să apară pe prima scenă și sunt foarte optimist, chiar foarte optimist, mai ales că de două luni de zile chiar am umblat foarte mult și am vorbit cu foarte mulți oameni. Cred că e rolul generației mele în principal să ridice România și județul Bistrița Năsăud și să facă lucrurile cum trebuie în țara asta. Și îmi doresc foarte mult să revină totul la normal. Ești considerat favorit pe colegiul 2. Crezi că pleci cu un avantaj din start? Nu. Nu. N-am mai auzit de foarte multe ori că plec ca și favorit. Oamenii vor decide până la urmă ce fel de deputat își doresc în colegiul lor. Un om nou pentru vremuri noi sau un alt tip de candidat pe care îl cunosc foarte bine, cu bune și cu rele. Eu cred că balanța va înclina în favoarea mea și în favoarea alianței politice pe care o reprezint. Cu gânduri pentru cetățeni, cu gânduri extrem de serioase și, clar, victoria va fi pentru cei pregătiți. Va fi ușor? Va fi greu? Cred că va fi greu, deoarece eu nu am atâția bani și cât au colegii mei, pentru că eu am bani munciți și ceilalți știți cu ce se ocupă de atâția ani de zile. Dar eu nu voi da cadouri, vor fi priante foarte frumoase. Am niște colegi simpatici cu o macarea simpatică care va urca sus afișele respective. Și atâta, voi vorbi cu cetățenii, voi ține discursuri, voi intra aproape în fiecare casă, atât cât îmi va permite timpul. Pornesc cu gândul de a convinge oamenii că dacă dumnealor o să-mi dea votul și o să-mi dea girul să-i reprezint în Parlamentul României, o voi face cu cinste, cu demnitate și cu foarte mult respect pentru dumnealor. Pentru ceea ce își doresc dumnealor din partea unui parlamentar care îi reprezintă acolo și, în primul rând, vreau să-i asigur că întotdeauna când voi lua o hotărâre, o voi lua gândindu-mă ceea ce ar face dumnealor în locul meu. Voi fi reprezentantul lor și vreau să-i reprezint cu cinste și în Parlamentul României, așa cum am făcut de o viață, ca mesager al spiritului românesc din acest ținut al Bistriței și Năsăudului. Mers cu gânduri bune, cu gânduri curate. Credeți că va fi o campanie ușoară? Nu, nici o campanie electorală nu este ușoară. Va fi o campanie care va impune foarte multă muncă, foarte multă dezbatere, implicare și așa mai departe. Dar îmi exprim convingerea că cel puțin în Colegiul 4 va fi o campanie curată. Eu voi avea sau voi milita pentru o campanie curată. O campanie axată pe proiecte de legi care trebuie făcute și așa mai departe. Deci eu nu mă voi lega niciodată de viața privată a unui om, din familia omului.